Subiectul 1, exercițiu numărul 1. Arătați că numărul x egal cu 2 pe lângă 1 plus i minus 2i este real. Reamintim faptul că mulțimea numerelor complexe reprezintă acele numere z de forma x plus y care au proprietatea că x și y sunt două numere reale și de asemenea i reprezintă numărul imaginar egal prin definiție cu radical din minus 1. Amintim de asemenea faptul că x și y numere reale compun numărul complex z, iar x se numește partea reală și y partea imaginară. Facem observația că dacă avem un număr complex z egal cu x plus y și dacă x și y, conform definiției, sunt reale, dar y este egal cu 0, atunci numărul complex z este egal cu x plus 0 ori i egal cu x, care aparține numerelor reale. Iată, deci, numerele reale sunt cazuri particulare de numere complexe, și anume cazul în care y este egal cu 0. Așa se explică și faptul că mulțimea numerelor reale este inclusă în mulțimea numerelor complexe. Cât privește numărul dat în exercițiul nostru, este numărul x, pe care îl mai scriem încă o dată, 2 pe lângă 1 plus i, minus 2i. Vrem să vedem dacă acest număr dat sub această formă, unei expresii care îl conține pe i, este un număr real. Interesul nostru este să aducem la forma generală a numărului complex pentru a identifica faptul că partea imaginară este 0. Exercițiul este de altfel foarte simplu. Vom desface paranteza, mulțim cu 2, obținem 2 plus 2i minus 2i, adică x este egal cu 2 plus 2 minus 2, 0i, adică x este egal cu 2. 2 este un număr întreg, deci un caz particular de număr real. Răspundem în felul acesta cerinței, adică numărul dat, x, fiindcă este egal cu 2, este un număr real. Subiectul 1, exercițiu 2. Se cere să calculăm un produs și anume f de 1 ori f de 2 ori și așa mai departe ori f de 5. Iată un produs de 5 factori, având în vedere că funcția f este funcția definită pe R cu valori în R dată de legea f de x egal cu x minus 2. Așadar, avem de calculat produsul f de 1 ori f de 2 ori, și așa mai departe, ori f de 5. Având în vedere că funcția de gradul 1 dată este f de x egal cu x minus 2. Desigur, am putea calcula fiecare valoare a funcției f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 și f de 5. Totuși, ne vom concentra doar asupra unei valori a funcției, și anume pentru x egal cu 2, având în vedere legea prin care este dată funcția și faptul că avem de calculat un produs. Iată, f de 2 este valoarea care ne interesează. Deci f de 2 este egal cu, înlocuim pe x cu 2, 2 minus 2, egal cu 0. Este lesne de înțeles, deci am ales doar această valoare, care este suficientă, întrucât în produsul pe care avem de calculat, unul dintre factori este 0. Așadar, putem scrie f de 1 ori 0, întrucât f de 2 este 0, ori f de 2, ori f de 3, ori f de 4, deci și așa mai departe, ori f de 5, fără să mai calculăm celelalte valori,
putem scrie produsul care are un factor 0 este egal cu 0. Am calculat în felul acesta produsul cerut. Produsul este egal cu 0. Subiectul 1, exercițiul 3. Rezolvați înmulțimea numerelor reale ecuația radical din x pătrat plus 1 egal cu x plus 1. Avem de-a face cu ecuație irațională, întrucât necunoscuta se află sub radical. Vom începe cu domeniul de existență acestei ecuații, adică vom pune toate condițiile necesare pentru ca operațiile sau expresiile care apar în ecuație să aibă sens. Singura condiție care trebuie impusă este ca radicalul să existe și aceasta se întâmplă dacă cantitatea de subradical, care este x pătrat plus 1, este mai mare sau egal cu 0. Rezolvând această inecuație foarte simplă de altfel, rezultă că x aparține mulțimii numerelor reale. Iată, deci, domeniul pe care să o notăm cu D, de existența acestei ecuații, de definiția ecuației, este întreaga axă reală, deci mulțimea numerelor reale. Este mai mare decât 0 x pătrat plus 1, întrucât este o sumă de pătrate. Trecem acum la rezolvarea ecuației. Vom scrie încă o dată ecuația. Radical din x pătrat plus 1 este egal cu x plus 1. Metoda care trebuie aplicată aici se bazează pe o proprietate cunoscută a egalităților și anume, dacă A este egal cu B, aceasta este echivalentă cu A pătrat egal cu B pătrat, atenție, doar în anumite condiții, și anume în condiția în care atât A cât și B sunt cantități nenegative, mai mari sau egal cu 0. Deci A este egal cu B echivalent cu A pătrat egal cu B pătrat în condițiile în care discutăm despre cantități pozitive în ambii membri. În cazul nostru A este radical din x pătrat plus 1, iar B este x plus 1. Membrul stâng este întotdeauna pozitiv, rădăcina pătrată, dacă ea există, ne conduce la un număr pozitiv, iar membrul drept este deocamdată o incertitudine, de aceea punem condiția ca x plus 1 să fie mai mare sau egal cu 0, altfel nu putem aplica proprietatea. Această condiție, numită de altfel și condiția de pozitivitate, este următoarea: x plus 1 mai mare sau egal cu 0. De aici rezultă x mai mare sau egal cu minus 1, rezultă x aparține minus 1 plus infinit. Având în vedere că domeniul de definiție este mulțimea numerelor reale, iar din condiția de pozitivitate am obținut intervalul minus 1 plus infinit, urmează că în continuare vom lucra pe mulțimea să o notăm D1 egală cu, în general, intersecția dintre rezultatul condiției de pozitivitate și domeniul de existență, dar domeniul de existență fiind, în cazul nostru, mulțimea numerelor reale, atunci D1, domeniul pe care vom lucra în continuare, este minus 1 plus infinit. Ilustrăm această mulțime pe axa numerelor reale. Iată, undeva este minus 1, deci minus 1 plus infinit, interval pe care îl ilustrăm după cum urmează. Revenind la ecuația noastră pe care dorim să o mai scriem o dată, și anume este vorba de radical din x pătrat plus 1 egal cu x plus 1, lucrând pe minus 1 plus infinit, pe acest interval, aplicăm proprietatea indicată în partea dreaptă, mai punem încă o dată în evidență,
Prin ridicare la pătrat obținem radical din x pătrat plus 1 totul la pătrat este egal cu x plus 1 la pătrat, echivalent mai departe cu se elimină radicalul prin ridicare la pătrat, obținem x pătrat plus 1 egal cu x pătrat plus 2x plus 1, am aplicat binomul la pătrat, formula binecunoscută. Trecem în partea stângă, x pătrat minus x pătrat este 0, vom obține minus 2x egal cu 0. Reținem x pătrat cu x pătrat se vor reduce, 1 cu 1, de asemenea și obținem minus 2x egal cu 0 sau 2x egal cu 0. De aici rezultă în continuare x este egal cu 0. Apreciem faptul că 0 aparține domeniului pe care s-a lucrat, deci minus 1 plus infinit, fapt pentru care putem declara soluția acestei ecuații. Soluția este mulțimea formată din elementul 0. Subiectul 1, exercițiu 5. Se consideră punctele A, B și C astfel încât AB egal cu 2i plus 2j și BC egal cu 2i plus j. În aceste condiții se cere să calculăm lungimea vectorului AC. Vom rescrie cei doi vectori, AB egal cu 2i plus 2j, precum și vectorul BC egal cu 2i plus j. Desigur, se poate observa ușor că cei doi vectori, AB și BC, determinați de cele trei puncte, au un punct comun, și anume punctul B. Punem acest lucru în evidență, ceea ce conduce și la o ilustrare corespunzătoare în felul acesta. Respectiv, dacă aici este punctul A, punctul B și respectiv punctul C, vectorul AB și vectorul BC sunt astfel situații încât se poate calcula suma celor doi vectori prin regula triunghiului sau regula lui Charles. Iată vectorul AC, conform regulii amintite, și care se obține prin adunarea celor doi vectori. Deci, revenim la vectorii noștri, adunând membru cu membru, obținem AB plus BC, așa cum arată și figura, este vectorul AC, egal cu 2i plus 2i este 4i, plus 2j plus j este 3j. Vom face o referire la o noțiune teoretică foarte simplă, cunoscută, anume dacă avem un vector V raportat la un sistem de axe X, Y sau I, O, J, descris sub forma coordonatelor sale, V este egal cu A, I plus B, J, atunci modulul vectorului sau lungimea sa este egală cu radical din A pătrat plus B pătrat. Noțiune care ne va călăuzi în exercițiul nostru, în faza finală a acestui exercițiu. Și anume, dacă AC este 4i plus 3j, urmează că AC în modul, adică lungimea segmentului AC este egal cu, sau distanța de la AC este radical din 4 la pătrat plus 3 la pătrat, adică este egal mai departe cu radical din 16 plus 9 egal cu radical din 25 egal cu 5. Lungimea vectorului AC
este egală cu 5. Subiect 1, exercițiul 6. Se consideră expresia e de x egal cu sin de x plus cosinus de x pe 2, unde x este un număr real. Se cere să calculăm valoarea expresiei în punctul pi pe 3. Deci e de pi pe 3. E de pi pe 3 este egal cu, vom înlocui pe x cu pi pe 3. Obținem sinus de pi pe 3 plus cosinus de pi pe 3 supra 2. Egal mai departe, sinus de pi pe 3 plus cosinus, pi pe 3 totul supra 2 este pi pe 6. Mai putem scrie în așa fel încât să avem unghiurile, măsurile lor în grade sexagesimale, eventual. Pi pe 3 înseamnă 60 de grade, de sinus de 60 de grade, plus cosinus de pi pe 6 este 30 de grade, de 30 de grade. Egal în continuare, sinus de 60 de grade și cosinus de 30 de grade sunt valori ale funcțiilor trigonometrice cunoscute de altfel și din gimnaziu. Sin de 60 de grade este egal cu radical din 3 pe 2 plus cosinus de 30 de grade reprezintă valoarea radical din 3 pe 2. Facem afirmația sau aducem aminte că 60 de grade și 30 de grade sunt unghiuri complementare, iar valorile funcțiilor sinus și cosinus sunt egale la 60 de grade pentru sinus, respectiv 30 de grade pentru cosinus. Este egal mai departe cu 2 ori radical din 3 pe 2, egal cu, după simplificarea cu 2, obținem radical din 3. Subiectul 2, exercițiu 1. Se consideră o matrice pătratică de ordinul 2, A egal cu 1, 2, 3, 5. Relativ la această matrice avem 3 cerințe. Prima cerință de la punctul A este să calculăm determinantul matricii, deci determinant de A. Determinant de A este egal cu, aplicăm notația specifică determinantului, deci determinantul acestei matrici este determinantul 1, 2, 3, 5, egal cu, după regula specifică, 1 ori 5, minus 2 ori 3. Este egal cu 5, minus 6, egal cu minus 1. Deci, determinant de A este egal cu minus 1. Și trecem la punctul B. La punctul B trebuie să arătăm că A pătrat minus 6 ori A este egal cu I2. Vom calcula pe rând A pătrat și pe urmă 6A. A pătrat este egal cu 1, 2, 3, 5 înmulțit cu aceeași matrice 1, 2, 3, 5. Vom opera prima linie cu prima coloană după regula specifică. Vom obține 1 ori 1 plus 2 ori 3, adică 1 plus 6 este 7. Așadar, primul element este 7. În continuare, prima linie o operăm cu a doua coloană. Vom obține 1 ori 2 plus 2 ori 5. 2 plus 10, 12. Așadar, avem al doilea element pe prima linie, 12. În continuare, a doua linie cu prima coloană. 3 ori 1 este 3,
plus 5 ori 3, 15. 3 plus 15 este 18. 18. Și în sfârșit, a doua linie cu a doua coloană. 3 ori 2 plus 5 ori 5. 3 ori 2, 6 plus 25, 31. 31. Deci a pătrat este 7, 12, 18, 31. 6a, deci de 6 ori a, este vorba de mulțirea unei matrici cu un scalar, cu un număr real, este 6 ori matricea a, 1, 2, 3, 5. Egal în continuare, se mulțesc toate elementele matricii cu 6, obține matricea 6, 12, 18 și 6 ori 5, 30. Revenind la a pătrat minus 6a, pe care trebuie să arătăm că este egal cu i2, vom scrie a pătrat minus 6a este egal cu a pătrat este matricea 7, 12, 18, 31 minus 6a, adică 6, 12, 18, 30 egal cu 7 minus 6 este 1, 12 minus 12 este 0, 18 minus 18 este 0, 31 minus 30 este 1, adică matricea unitate I2. Și trecem acum la punctul C. Se cere să calculăm matricea inversă a matricii B egală cu A minus 6 I2. Vom trece la calculul matricii B mai întâi, și anume vom avea matricea B egală cu A minus 6i2, care este egală cu matricea A 1, 2, 3, 5 minus de 6 ori matricea unitate este 6, 0, 0, 6. Și este egal cu, efectuăm scăderea celor două matrici, obținem 1 minus 6 este minus 5, 2 minus 0 este 2, 3 minus 0 este 3, 5 minus 6 este minus 1. Așadar, matricea B, a cărei inversă trebuie să o calculăm, este matricea minus 5, 2, 3, minus 1. Etapele în determinarea matricii inverse se bazează pe următoarele elemente, și anume pe determinant de B, deci determinantul matricii, matricea transpusă și matricea adjunctă. Mai întâi, determinant de B. Determinant de B este egal cu, vom folosi notația specifică determinantului relativ la matricea B, deci determinant de minus 5, 2, 3, minus 1 este egal cu minus 5 ori minus 1 este 5, minus 3 ori 2, 6 este egal cu minus 1. Apreciem faptul că determinant de B este diferit de 0, în consecință are sens să calculăm matricea inversă. Putem scrie aici, rezultă, există matricea inversă matricii B. B la minus 1. B la minus 1 este dat de 1 supra determinant de B ori B adjunct. Etapa care urmează este scrierea matricii transpuse. B transpus este egal cu matricea ce are
ca elemente, elementele matricii inițiale, cu deosebirea că liniile se transformă în coloane și coloanele în linii. De aceea citim pe linie minus 5, 2 în matricea B și scriem pe coloană minus 5, 2. Linia 3 minus 1 devine coloana 3 minus 1. Și acum trecem la calculul matricii adjuncte. Pregătim terenul pentru matricea adjunctă. Ne vom baza pe matricea transpusă. Elementele matricii adjuncte se obțin din elementele matricii transpuse cu ajutorul elementelor matricii transpuse astfel. Pe poziția fiecărui element în matricea transpusă vom trece minorul complementar corespunzător, înmulțit cu semnul poziției. Punem în evidență și schematic semnele corespunzătoare pozițiilor în matricea transpusă, și anume plus, minus, minus, plus, care corespund, bineînțeles, cu minus 1 la puterea 1 plus 1, minus 1 la puterea 1 plus 2 și așa mai departe. Schematic avem aceste semne pentru elementele din matricea adjunctă. Cum spuneam, vom lucra pe elementele matricii transpuse, astfel. Luăm în considerare elementul minus 5, bordăm în funcție de el linia și coloana pe care se află, obținem minorul complementar minus 1, înmulțit cu semnul poziției primului element, deci cu plus. Vom avea primul element al matricii B adjunct, a matricii adjuncte, minus 1, înmulțit cu plus 1, deci minus 1 este primul element. Minus 1. În continuare, matricea transpusă fixăm elementul 3, bordăm linia și coloana pe care se află acest element, obținem minorul complementar 2, înmulțit cu semnul poziției lui 3, este minus 2. Așadar, următorul element este minus 2. Următorul element vizat este 2, bordăm linia și coloana pe care se află, obținem 3, înmulțit cu semnul poziției elementului 2, cu minus, deci este minus 3. Minus 3. Și în sfârșit, ultimul element din matricea transpusă este minus 1, bordăm linia și coloana, obținem minus 5, înmulțind cu semnul poziției pe care se află minus 1, cu plus, rămâne minus 5. Deci minus 5. Aceasta este matricea adjunctă și acum trecem la calculul matricii inverse. În felul acesta, matricea inversă matricii B, B la minus 1, este egal, cum am scris mai sus, 1 supra-determinant de B. Determinant de B este calculat, este minus 1 diferit de 0, deci 1 supra minus 1, înmulțit cu bestelat, adică matricea adjunctă, minus 1, minus 2, minus 3, minus 5. Este egal în continuare cu 1, 2, 3 și 5. Am înmulțit matricea, toate elementele cu minus 1. Rezultatul final este B la minus 1, este egal cu 1, 2, 3, 5. La finalul acestui exercițiu, trebuie să facem neapărat următoarea remarcă. Matricea inversă a matricii B este 1, 2, 3, 5, adică tocmai matricea dată în exercițiul nostru, matricea A. Facem această observație. Deci matricea A reprezintă matricea inversă a matricii B. Acest eveniment care s-a întâmplat în finalul acestui exercițiu ne conduce la obținerea unei alte metode, coroborând cu rezultatul de la punctul B. Deci vom scrie metoda a doua, deosebit de simplă în cazul particular acestui exercițiu, deci metoda a doua. Și anume vom folosi rezultatul de la punctul B. Este adevărat,
faptul că a la pătrat minus 6a este egal cu i2. În aceste condiții, vrem să aflăm matricea inversă a matricii B, care este egal cu a minus 6i2. În această egalitate, în această exprimare a matricii B, vom înmulți la dreapta cu matricea A și vom obține o altă egalitate adevărată, anume B ori A este egal cu A pătrat minus 6 I2 ori A, adică 6A. Coroborând acest rezultat la care am ajuns în urma înmulțirii cu A, relația de la punctul B, deci pe baza lui B, rezultă faptul că B ori A este egal cu A pătrat minus 6A, adică cu I2. Ori B ori B la minus 1 este egal cu I2, rezultat cunoscut. Din acestea două rezultă, pe baza unicității inversei, rezultă faptul că B la minus 1 este egal chiar cu matricea A. Am obținut în felul acesta același rezultat. Inversa matricii B este matricea 1, 2, 3, 5, adică matricea A.